copiii maturi, da, în familie, care copiii de 14 ani arată de 21 de ani, de 22 de ani. Sunt magic ținuți, captivi într-o formă mai mare decât cât sunt, cum sunt. Sunt abuzați, sunt că e în familie, că e dincolo, aia rămâne de văzut, dar ea, am oameni de smis, o să se audă, o să vadă, o să audă lumea despre ce e vorba, o să se deschidă lucrurile. Și e cumva și umblat la, ca și imagine, și la sex, cumva. Adică e ascuns așa de bine copilul ăla de 14 ani, fetița, să zicem, că e băiat la 21 de ani, arată. Sau ceva de genul. O să vezi pe parcurs unde e, cine e, cum e. Acolo e, se dizolvă magia și rămânem uimiți. De ce e de fapt? Ai văzut, da, ai văzut cum a venit, ca și cum cineva cu prietena. Și prietena era așa. Deci prietena e de fapt. E ca și cum oglindit divin ți s-a arătat altceva. Cine e de fapt? Și cine e ascuns sub forma, oh my God, sub forma magică a unui băiat de 21 de ani, ca și cum fiul cuiva. Dar de fapt e o puștoaică de 14 ani. Și ai și văzut-o, da. Acolo e. Nu e concret, nu e nimic concret, da? Nu e concret. Sunt niște transformări, dar știi despre ce e vorba când auzi ceva, știi despre ce e vorba, unde e. Ok.